În cursul acestei dimineți, primăria Gârla Mare a găzduit ședința de Consiliu Local, acolo unde și consilierii PNL și-au făcut simțită prezența de această dată. Însă, ceea ce se dorea a fi o ședință de Consiliu Local pașnică, unde primarul alături de consilierii local PNL să facă front comun pentru interesul cetățenilor, s-a dovedit a fi un fiasco total, aceștia nereușind să ajungă la un numitor comun. 6 consilieri locali PNL, cu toții aleși de către cetățeni care i-au votat cu speranța că îi vor reprezenta așa cum se cuvine în următorii ani de mandat, au ales să boicoteze ședințele de Consiliu Local, toate aceste lucruri aducând mari prejudicii la adresa cetățenilor. Fiindcă fac parte din partide politice diferite, neînțelegerile sunt mereu nelipsite chiar și în cazul celor mai mici comune. Consilierii locali PNL încercând să pună bețe în roate edilului Dumitru Baicu, nedorind să voteze proiectele propuse de primar, toate acestea fiind în interesul comunității pe care o reprezintă. Asta s-a întâmplat și astăzi în localitatea mehedințeană Gârla Mare, acolo unde, în cadrul unei ședințe extraordinare, nimeni nu s-a înțeles cu nimeni. Deși primarul Dumitru Baicu a dorit mereu bunăstarea cetățenilor, însă nici de această dată nereușind să ajungă la un consens cu majoritatea liberală privind toate punctele de pe ordinea de zi. La evenimentul care s-a petrecut azi, și mă refer la ședința Consiliului Local, la care aveam pe ordinea de zi 5 proiecte care vizau pe cetățenii comunei Gârla Mare. Și aici mă refer la proiectul cu drumurile de exploatare, zisa centură ocolitoare, care de o săptămână ne chinuim și asta este a treia ședință în care opoziția nu dorește a lua o hotărâre în beneficiu acestui proiect. Avem la fel proiectul de hotărâre care viza platforma de gunoi, având toate documentele transmise la minister pentru a reînnoi parcul auto, și domnii consilieri, prin președintele de ședință, au votat doar 2 proiecte pe care, mă rog, le-au votat împreună și s-au ridicat de la masă. Nu i-a interesat celelalte proiecte care erau pe ordinea de zi. Totodată, în cadrul ședinței au existat înțepături directe și acuzații din partea consilierilor PNL pe toată durata ședinței. Pe ordinea de zi erau doar 5 proiecte, chiar despre buget, despre care s-a vorbit prea puțin. Locuitorii comunei Gârla Mare au vizionat cu indignare ședința de îndată a Consiliului Local, iar asta din cauza acuzelor venite de către consilierii PNL derulate timp de aproape o oră. Despre proiectele de pe ordinea de zi ce făceau referire la buget s-a vorbit prea puțin, în comparație cu șicanele și scandalurile personale ale consilierilor locali PNL. Aceștia sunt consilierii care de o perioadă bună de vreme se împotrivesc pentru bunul mers al localității și se opun mereu la proiectele pe care noi le inițiem, și bineînțeles că și unii din consilierii au dat o mână de ajutor pentru realizarea acestor proiecte. Sunt oameni din sat și ei, dar nu le pasă de oameni, doar în momentele când au un interes personal. Domnul director, care se erigează că este și președintele grupului de la liberali, de nenumărate ori s-a împotrivit, cere anumite documente care noi am spus că îi le punem la dispoziție. I-am spus că suntem în măsura, când Curtea de Conturi vine în control, să punem la dispoziție toate documentele care au fost pe mandatul actual, dar ca să încurce, cum se zice, treburile localității, invocă fel și fel de obiecțiuni. La presiunea locuitorilor comunei prezenți la ședință, consilierii locali PNL au semnat doar o parte dintre proiecte, acestea vizând alocarea fondurilor pentru persoanele cu handicap, alocarea fondurilor pentru încălzire și alocarea banilor pentru cadourile copiilor de Crăciun. În schimb, celelalte puncte de pe ordinea de zi, vizând aprobarea documentației tehnico-economice, modernizare drumuri de exploatare agricolă în comuna Gârla Mare și proiectul de hotărâre pentru reînnoirea parcului
parcului auto, neinteresându-i pe consilierii PNL, aceștia din urmă ridicându-se de la masă, declarând ședința de consiliu închisă. Primarul Dumitru Baicu dorește ca de fiecare dată binele comunității sale, însă președintele de ședință, consilier PNL și totodată director al Școlii Generale din Comuna Gârla Mare, a schimbat după bunul plac proiectele de pe ordinea de zi, invocând amendamente. Aș vrea să dezbatem mai întâi proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2023, proiectul de hotărâre privind aprobarea sumei necesare organizării pomului de Crăciun, după aceea și celelalte proiecte care sunt pe ordinea de zi, dacă timpul ne permite. A devenit deja un obicei în Comuna Gârla Mare ca marea majoritate a liberalilor să boicoteze proiectele menite să vină în sprijinul cetățenilor comunei. Din ședință n-am înțeles nimic, pentru că președintele de ședință sare de la una la alta. Pe el nu-l interesează interesele cetățenilor. Pe el interesează politica, pe noi nu asta ne interesează, pe noi ne interesează drepturile noastre care ni se cuvin să ni se dea. Nu ne interesează pe noi din ce partid vine el, din ce partid vine primarul. Pe noi nu ne interesează asta, pentru că în campania electorală vii și ne spui să te votăm că ne faci ce ne-ai făcut. Dacă domnul primar a vrut să facă ceva în Gârla Mare pentru comună, pentru înfrumusețarea comunii, dumnealor nu a fost de acord. Orice le-a cerut a fost imposibil ca să poată să voteze. De ce? Dumnealor nu sunt o cetățenie comune. Sunt din altă parte. Nu sunt de acord cu președintele de ședințe. Că nu știe nimic. Noi am venit aici să ne dea banii. Nu ne interesează pe noi unde s-au cheltuit banii de gunoi. Nu ne interesează pe noi astea. Pe noi ne interesează drepturile noastre. Bun. Dumnealui n-are gunoi? Dumnealui unde duce gunoiul? Îl ține în curte și dumnealui beneficiază de proiectele care domnul primar vrea să le facă pentru comună. Duplicitatea și perfidia manifestate de consilierii locali PNL Gârla Mare împotriva locuitorilor comunei întrece orice graniță, aceștia aducând grave acuze la adresa primarului Dumitru Baicu, neasumându-și lipsa de empatie față de locuitori și bunăstarea acestora. Consilierii locali PNL nu au înțeles nici de această dată faptul că nu te poți juca cu viața cetățenilor și că luptele politice nu ar trebui să existe, iar pentru orgolii personale și egoiste să-i duci pe cetățeni în pragul disperării. Aceste lucruri arată clar faptul că cetățenii trebuie să fie foarte conștienți atunci când se duc la urnele de vot și să aleagă cu foarte mare atenție oamenii ce le vor reprezenta interesele și își doresc bunăstarea în comunitatea lor.